Sfântul Iacob cel Mare este numit așa pentru a-l distinge de celălalt apostol Iacob cel Mic, acesta din urmă fiind rudă cu Mântuitorul. Sfântul apostol Iacob cel Mare era din Betsaida, a fost fiul lui Zevedeu și al Salomei, frate al Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul, fiind chemat împreună cu acesta din urmă la lucrarea apostolică. A avut un loc însemnat între apostoli, făcând parte, împreună cu Ioan și Petru, din grupul celor trei apostoli care au fost de față la învierea fiicei lui Iair, la schimbarea la fața Mântuitorului și în momentele grele din grădina Ghețimanii. La fel ca fratele său, a avut un caracter impetuos, motiv pentru care Mântuitorul i-a numit pe cei doi frați Boanerges, adică fiii tunetului. Despre moartea martirică a Sfântului Iacob aflăm din cartea Faptele Sfinților Apostoli și din mărturia istoricului bisericesc Eusebiu de Cezarea. În vremea aceea, adică sub Claudiu Cezarul, explică Eusebiu de Cezarea, regele Irod Agripa a pus mâna pe unii din biserică ca să-i piardă și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Despre acest Iacov ne-a păstrat și Clement în a șaptea carte a Hipotipozelor, o pilduitoare istorioară pe care va fi luat-o din tradiția înaintașilor. El spune că acela care l-a denunțat ca să fie judecat a rămas mișcat văzându-i curajul, încât a declarat că și el este creștin. Amândoi, ni se spune, au fost duși la locul de osândă, însă înainte de a ajunge acolo, pârâșul l-a rugat pe Iacov să-l ierte. Iacov s-a răzgândit puțin și apoi i-a zis, pace ție, și l-a sărutat. După aceea, amândurora li s-a tăiat capul în același timp. Și apoi, după cum zice Scriptura, a văzut Irod că moartea lui Iacov e pe placul iudeilor, a luat și pe Petru și l-a băgat în temniță, unde puțin a lipsit să nu moară, dacă un înger nu s-ar fi arătat acelui apostol noaptea și dacă nu l-ar fi eliberat din lanțuri, fiind astfel liber mai departe pentru slujba propovăduirii. Sfântul Iacob rămâne o pildă de curaj apostolic, putere pe care s-a întemeiat efortul de a constitui primele comunități creștine într-o vreme în care lumea toată era ostilă credinței în Hristos.